asfaltează gropile, dar în schimb dau de hopuri. Cam așa stă situația în ceea ce privește proiectul de reabilitare a infrastructurii rutiere la artera principală a municipiului Suceava. În primul rând, se pare că asfaltul folosit pentru această investiție are însușiri mai puțin obișnuite. Vă întrebați oare cum este posibil? Se pare că dacă este turnat pe timp de zi, este o lucrare de calitate. În schimb, dacă se lucrează pe timp de noapte, calitatea asfaltului este mult afectată. Prin urmare, constructorii susțin sus și tare că nu pot lucra pe timp de noapte. Lucrările nu este de calitate, nu sunt de calitate, nu se respectă grosimea asfaltului. Este noaptea, frezarea, da, dar asfaltul nu. Dar e luminat acolo, e ca ziua, de ce? Sunt mai mulți factori și nu iese, nu iese asfaltul de calitate. Discutăm că totuși temperatura e bună. E mult mai avantajos de temperatura e bună și din punct de vedere a circulației, da, dar din punct de vedere calitativ, nu. Din păcate însă ne așteptam la o reacție mai vehementă din partea primăriei, însă reprezentanții municipalității s-au arătat împăciuitori și speră la găsirea unei soluții. Ei au lucrat, din câte știu eu, două nopți săptămâna trecută. Probabil lucrările n-au fost de calitatea solicitată, dar fiind vorba de doar primul strat, binder, cum se spune, poate fi remediat din stratul următor, astfel ca lucrările să fie de calitate. Bănuiesc că nu e vorba de calitatea materialului, ci doar de calitatea împrăștierii materialului. Am să discut cu ei acum imediat după ședință, să vedem exact care e problema. Pentru noi interesul este să lucreze inclusiv noaptea, și din punct de vedere a traficului, dar și pentru că vremea fiind încă bună de lucru, inclusiv noaptea, e păcat să se piardă acest moment și să nu se lucreze pe timpul nopții. Dacă la chestiunea cu asfaltul am rămas needificați, trecem la următoarea problemă din acest proiect. Având în vedere că la bulevardul principal se suprapun două proiecte, reabilitarea iluminatului public, respectiv asfaltările, constructorii firmelor responsabile s-au trezit că unele porțiuni care trebuie frezate sunt chiar pe fundațiile stâlpilor recent montați. Nu mai spunem nimic despre sincronizarea lucrărilor și acea strategie care ar fi trebuit gândită din timp, deoarece este evident că nu are rost. În schimb, o să ne referim la colaborarea dintre constructori. Practic, nici această noțiune nu pare a fi bine implementată, din simplul motiv că în loc să se înțeleagă în privința execuțiilor, constructorii își pun bețe în roate unii altora. Au spart fundațiile de la stâlpi noi. Și le-am rugat, le-am spus să taie întâi, dacă au nevoie de 10-20 cm din fundațiile la stâlpi, taie cu freză, le spart cu betonul este crud încă, e riscul mare acolo. Deci eu am discutat că e foarte frumos. Nu trebuie să facă fiecare treaba să formăm cealaltă lucrare care tot ține de... Sigur, dar bun, unde se încalică, normal că trebuie să... Da, să taie, nu să-l bage piconul în fundația aia care e crudă și care imediat toată fundația să duce. V-ați notat acolo, da? Dacă fisurează pe urmă. Acum așa, 8 stâlpi sau cât am văzut eu acolo, efectiv, pot să fie și compromis. Nu știu ce înseamnă. Ca și cum toate acestea nu ar fi fost de ajuns, în cartierul Burdujeni, unde ar trebui să se intervină la asfaltarea a 3 străzi, pe una au fost sistate lucrările, iar pe cea de-a doua se pare că 2 stâlpi de iluminat se află taman pe unde trebuie turnat asfaltul. Nu mai putem continua dacă constructorul nu se reabilitează, nu-și duce panouri, așa cum scrie la carte, stasurile. Lucrările sunt de foarte proastă calitate. Deci sunt sistate pe plefne și nu le dau drumul să... Nu le permit în continuare lucrărilor dacă nu se remediază situația. O altă problemă care o am este pe Victor Babeș. Aia este o problemă de proiectare. Apar 2 stâlpi de iluminat în carosabil. Să vină proiectantul să vedem ce soluții adoptă acolo. Municipalitatea însă este optimistă. Mai trebuie coordonați un pic, mai trebuie stimulați, ați văzut și dumneavoastră, mai sunt mici probleme pe care trebuie să le remediem din mers. Eu zic că vom profita și pentru aceste lucrări de vremea bună de afară și să accelerăm cât se poate.
pentru că nu e așa, toamna e aproape și mai ales pe lucrările de asfaltare sunt dificultăți sau chiar este imposibil de lucrat pe timp nefavorabil. Pe de altă parte, se observă o diferență foarte mare între porțiunea pe care constructorii au frezat-o și cea pe care au reușit să o asfalteze. Pe lângă faptul că grosul lucrărilor se realizează pe timp de zi, ceea ce reprezintă un adevărat coșmar atât pentru participanții la trafic, cât și pentru pietoni, data începerii asfaltării a fost devansată cu circa 5 zile. Astfel, constructorii au demarat turnarea primului strat de asfalt pe 29 septembrie și dacă în prima instanță se declara că într-o săptămână va fi finalizat covorul asfaltic de pe bulevardul 1 decembrie 1918, execuțiile s-au cam poticnit. Vă reamintim că proiectul de asfaltare din fonduri europene vizează executarea de lucrări pe un număr de 14 străzi. Din păcate, investiția a ratat cea mai bună perioadă pentru turnarea asfaltului, fiind blocată aproape 5 luni de zile din cauza contestațiilor la licitație.